Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplu este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți linkul de care vertical în descriere. Bine m-am găsit la un nou episod din seria Viața de Samsar, Biznițar, Dealer, Auto, cum vrea fiecare să mă numească, pentru că am primit toate, nu știu, poreclele, să zic așa. Așadar, în acest episod o să vă prezint mai multe mașini ce au ajuns în ultima perioadă și nu puteam să încep episodul ăsta decât cu BMW X6. Cu majoritatea mașinilor găsiți pozele pe Instagram din Belgia, Germania, Franța, de unde au fost aduse și din momentul în care au ajuns, ca un fel de before and after. Iar ca prima mașină avem acest BMW X6 din 2015. La prima vedere regăsim ca și dotări pachetul M, farurile full LED, jantele astea individual, mașina este individual, interior-exterior să zic așa, avem niște jante pe 20, head-up display, trapă, la interior avem keyless, avem soft close, Harman Kardon, asistență la unghiul Morse, scaunele astea full electrice cu memorii, plafon negru, ceasuri digitale, volan full electric, cutie sport cu padele, Distronic, o să ne uităm mai bine la interior. Aș vrea să-i fac și o prezentare mai detaliată, dar vedem dacă o să ne permită timpul. În spate arată cam așa, e un interior în două culori, avem și banchetă încălzită și de aici arată cam așa. Mare atenție cu soft close-ul, a venit cu niște anvelope de iarnă, iar din spate arată cam așa. Ideea este că cel mai probabil s-a mai investit puțin pe partea estetică în mașina asta. Într-adevăr, este un monstru de mașină, mașina este X6 3.0 diesel cu o singură turbină, dar se pare că belgianul ce a avut-o a fost pasionat, așa că nu mai judecați românii care își pun sticăre. E o mașină frumoasă, e o mașină mare, e o mașină impunătoare, adică îmi place, sincer să fiu, nu mi-aș cumpăra pentru mine, dar îmi place și culoarea e foarte interesantă, doar că este un interior mai pretențios puțin, tocmai ce a beneficiat de un detailing la prietenul meu SRE Auto. Avem aici detaliile. Dar dacă ai grijă de el, arată destul de bine. Nu știu dacă aș putea avea, sincer, o mașină cu soft close pentru mine. Avem badge-ul de M, a venit cu niște anvelope care mai au ceva profil. Și de aici arată cam așa. Da, e o mașină foarte mare, foarte, nu știu, impunătoare. Nu prea am avut cerere de X6. Am mai adus unul acum ceva timp. Bineînțeles, fiecare mașină are taxele ei, fiecare mașină are prețul ei. Mai pot fi și oferte aici colo, dar ăsta este ultimul X6 adus la comandă. Așadar, haideți să vă prezint următoarea mașină ce a ajuns zilele astea. Iată că a ajuns încă o mașină, este vorba despre un Renault Talisman din 2016, însă particularitatea la mașina asta este faptul că este varianta inițială Paris și încă o particularitate la mașina asta este faptul că este echipată cu motorul de 1.6-200 de cai putere. Probabil puteți observa jantele pe 19 specifice de varianta inițială Paris. Din spate arată cam așa. Sunteți deja familiarizați cu mașina asta de câte ori am prezentat-o și pe canal. Avem cameră marșalier, senzorii de parcare, avem aici Ford Control. Avem interior negru, nu este cel bicolor. Inscripția inițială aici și în față la grilă, avem farurile full LED. Iar aici la grilă din nou inițiale. Avem head-up display, practic mașina are tot în afară de pachetul de iarnă, adică volanul încălzit și duzele încălzite la faruri și fără plafonul panoramic, în rest are cam toate rotările. Este un gri, o culoare relativ comună, dar particularitatea la mașina asta cu siguranță este motorizarea 1.6-200 de cai putere și chiar probabil o să vedeți și o prezentare cu ea pe canal ca să vedeți cum se mișcă, pentru că este primul talisman cu 200 de cai 1.6 benzină pe care îl aduc la comandă. Pozele cu ea le găsiți pe Instagram, ca un before and after, pozele din Germania și pozele de când a ajuns în țară mașina. Hai să trecem la următoarea mașină ce a ajuns zilele astea. Vă prezint și un Ford adus la comandă, un Focus din 2019. Avem aici un defect la bara față, știam de el din licitație, avem farul full LED.
avem head-up display. Mașina asta are o mulțime de dotări, în ciuda faptului că are motorul de 1.0 benzină. Sistem audio premium. Mă rog, atenționarea că nu suntem o mașină. Head-up display. Avem scaune încălzite, parbriz încălzit, volan încălzit, climă digitală, cutia automată, cameră marșalier. Cam așa arată ceasurile. Multiple sisteme de siguranță. Deci o mașină foarte interesantă și e ciudat totuși că s-a luat motorizarea asta pe ea. Dar totuși au luat foarte multe rotări. Și mi se pare o mașină frumoasă totuși. E o mașină pentru oameni care n-au pretenții foarte, foarte mari. Dar e o mașină cu care poți să-ți faci treaba fără probleme. Destul de spațioasă de altfel. Iar aici avem alertă la unghiul mort acolo în oglindă. Cam așa arată. Din nou inscripția aici pentru sistem audio. Mă rog, e murdar, o să beneficieze de o curățare. Aici avem senzor de parcare, parcare automată, diferite moduri. Avem și schimbătorul nou fiind facelift. Navigația. Deci o mașină destul de dotată. Mai are și profil suficient la anvelope, mai merg un sezon cum s-ar zice la noi. Însă cele mai interesante mi se par farurile. Dar din nou s-au luat foarte multe rotări, însă s-a luat o motorizare de 1.0, probabil pentru o reducere de costuri cât mai mare, pentru impozitare și alte taxe care sunt percepute pentru fiecare mașină în Olanda. Așadar, hai să trecem la următoarea mașină și dacă aveți un Ford din ăsta în familie, puteți să ziceți și mie dacă sunteți mulțumiți de el, de ce, dacă nu, de ce. Următoarea mașină ce a ajuns nu putea fi altceva decât un BMW seria 3 veritabil, un F30. Avem un motor de 2.0 diesel 184 de cai, avem farurile cu xenon, este varianta luxury line, avem aici beige aferent. Astea sunt niște anvelope din 2022, care au un profil destul de bun. Avem head-up display. La interior, geamuri electrice, sistem audio Harman Kardon, interior din piele, navigație mare, cutie automată, încălzire scaune, comenzi pe volan. Avem xenon, este adaptiv, big xenon adaptiv. Mașina a venit și cu jante de schimb, care arată cam așa. Astea, dacă nu mă înșel, sunt pe 18. Da, 255, 45 pe 18. Difuzoarele aferente pentru sistemul Harman. Bine, e o mașină foarte căutată asta și culoarea asta arată destul de bine pe ea. Toba este și ea foarte curată. Bine, mașina are 190.000 de kilometri, iar oricum DPF-urile de la BMW sunt destul de rezistente în timp. Pe partea aceasta n-a fost mașina unui bombardier, nu are folie. Regăsim din nou jantele. Astea, să zic că mai au vreo 4-5 mm ca și profil, dar cu siguranță pe vară vor fi puse alea și va arăta mult mai bine mașina cu ele. Iar din dreapta urmează să fie dusă la o curățare, dar așa a ajuns mașina. Avem aici beige-ul de BMW Luxury. Avem și inserțiile astea pe aici, o configurație interesantă. Plafonul este normal, nu este negru, nu avem trapă. Și aici se poate vedea mai bine profilul anvelopelor. Ideea e că da, sunt 2022 anvelopele Hankook. S-au mai băgat ceva bani în mașină, chiar dacă urma să fie scoasă la vânzare. Așadar, hai să trecem la următoarea mașină. Din păcate, în momentul în care am vrut să filmez mașina asta, a început o ploaie foarte, foarte puternică și n-am mai apucat să filmez absolut nimic, nici măcar un minut, nici măcar jumătate de minut, absolut nimic. Acum două zile a ajuns și mașina asta, e o mașină mai specială, poate ulterior când o să-i fac rarul, pentru că mașina a fost adusă pentru cineva de aici din zonă, o să-i fac o prezentare mai detaliată. Dar am zis să vă arăt pozele cu ea ca să vedeți un before and after, sunt pozele de pe Instagram, aici găsiți marea majoritate a mașinilor aduse la comandă de-a lungul timpului. Este o Mazda CX-5 din 2018, după cum scrie și aici, 2.0 benzină, farul full LED, încălzire scaune, volan încălzit, head-up display, cameră, sistem audio Bose, 68.000 de kilometri. Este manuală, pentru că, mă rog, actualul proprietar al mașinii a hotărât să-și ia o mașină cât mai fiabilă, să n-aibă bătaie de cap cu ea, kilometri puțini, probabil și cel care a luat-o de nou a făcut destule puțin kilometri cu ea, de asta a vrut o mașină cât mai fiabilă, benzină, manuală.
Avem farurile full LED, oricum mi se pare o mașină foarte frumoasă. Știu că nu-și cumpără oricine așa ceva. Am mai adus doar una, așa de-a lungul carierei mele, să zic. Și e o mașină diferită, e o mașină pe care, într-adevăr, nu și-o cumpără oricine, dar e o mașină care, după părerea mea, adică se vede foarte bine și aici în poze că ploua foarte tare și nu aveam efectiv cum să filmez. E o mașină, exact cum zic și despre 1.5 DCI, care ar veni la pachet cu o cutie manuală, e o mașină cu un pachet de zero griji. Avem cameră, avem volan încălzit, avem scaune încălzite, stai aici toate setele pentru ele, 68.000 de kilometri. E o mașină bună, pe părerea mea, și o mașină specială, adică Mazda, Toyota, Lexus, Alfa Romeo, în general, sunt mai diferite și clientela ce cumpără așa ceva are poate alte așteptări, de obicei le plătește, acolo se vede și head-up display-ul puțin, dar o să-i fac, sau o să încerc să-i fac o prezentare mai detaliată în momentul în care o să-i fac rarul, pentru că o să am mașina pentru câteva ore. Așadar, hai să trecem la următoarea mașină și dacă aveți o Mazda din asta, puteți să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți mulțumiți de ea, de ce, dacă nu, de ce. Următoarea mașină este o mașină care, după părerea mea, merită mai multă atenție din partea clientelei românești, pentru că este o mașină bună, e o mașină fiabilă, e o mașină frumoasă și, nu știu, motoarele astea, mașina asta e echipată cu motorul de 1.5 diesel 110 cai. Motoarele astea și-au dovedit fiabilitatea de-a lungul timpului. Mașina asta are în bord un consum de 4,5% și totuși o mașină destul de măricică. Se zice că există o marjă de eroare, dar chiar și așa și un consum de 5% dacă este real. Pe o caroserie de genul ăsta, eu zic că e un consum mai mult decât bun, un motor fiabil, taxe mici și așa mai departe. Adică nu știu dacă cineva poate să bată 1.5 DCI de la Nissan, Renault și pe, chiar și pe Mercedes, pentru că motoarele astea s-au pus chiar și pe Mercedes. Nissan Qashqai 1.5, cutie manuală din 2019, 106.000 de kilometri. Cam așa arată. Avem keyless, avem camere 360 de grade. Îmi place foarte mult volanul pentru că este cel de model facelift, geamuri electrice, reglaje pentru oglinzi, interiorul care este murdar. Acum urmează să o ducem la prietenul meu Sârâie să îi facă un detailing, dar vreau să vă prezint așa cum a venit. Avem plafonul panoramic, culoarea e foarte interesantă și îmi plac foarte mult și stopurile. Bine, arată o mașină modernă totuși și, după cum am zis anterior, mi se pare că e destul de subapreciată la noi în țară. Aici arată cam așa. Mă rog, e murdar. Navigația, o să mergeți și la volan să vedeți exact camerele cum arată. Bate spre, bine, probabil o să fie negru pe carte, dar bate spre violetul ăla de pe talisman închis. Și știu că toată lumea își cumpără X3, X5, Q3, Q5 și așa mai departe. Mașina asta n-are cum să concureze cu mașinile alea pentru că e un alt preț și de nou. Avem consum 4,5, 106.566 km. Aici avem camerele 360. Avem navigație, avem senzori, frână de mână electrică, panoramicul de aici se acționează. Dar îmi place foarte, foarte mult volanul, avem diferite sisteme de siguranță și, nu știu, e o mașină bună, pe părerea mea. Pentru că știu că, da, nu ți oferă ce ți oferă un BMW, un X3, X5, cum am zis anterior, dar mașina asta, eu zic că nu te lasă în drum și e o mașină zero griji, pentru că ai cutie manuală, ai motor de 1.5, nu prea are ce să pice la ea. Așadar, hai să trecem la ultima mașină ajunsă în perioada asta. Ultima, dar nu cea din urmă și e o mașină specială, pe părerea mea, pentru că, din nou, e o clientelă puțin mai diferită la ea și nu-și cumpără oricine așa ceva. Așadar, iată și ultima mașină, dar nu cea din urmă, ajunsă în ultima perioadă. Vor mai fi și altele pe drum și poate voi mai face clipuri de genul ăsta, dacă văd că vă interesează și vi se pare de interes. Așadar, iată și ultima mașină ajunsă, dar nu cea din urmă. Poate pe viitor o să fac mai multe clipuri de genul ăsta, să vedeți cum vin mașinile, când vin, dacă sunt murdare, cum au ajuns, cum arată după detailing și așa mai departe. Au mai ajuns și alte mașini între timp, dar o să le fac o prezentare separată. Iar aici avem un Volvo XC60 din 2014, e o mașină care îmi place. Avem motorul de 2.0 diesel, 180 de cai. Mașina abia a fost ridicată de la
detailing și polish de la prietenul meu Sârie, salut Marius. Are niște anvelope săptămâna 4-a 2022, în stare destul de bună, 235/60x18. Parbrizul arată bine, nu are fisuri, lovituri. Interiorul este foarte interesant, dar și pretențios în același timp. E un interior de culoare deschisă, da, este frumos, da, îți ia ochii, dar este și destul de pretențios. Însă, mă rog, arată bine după detailing. În spate, Volvo, siguranța pe primul loc. În spate arată cam așa. Cum ar zice unii, ca nouă, dar se vede, adică au rămas niște uzuri, dar totuși e curată și arată destul de bine. Spatele ăsta îmi place, e o mașină interesantă, doar că după părerea mea este oarecum subapreciată la noi. D4 este motorizarea. Jantele arată destul de bine, nu cred că a văzut foarte mult mers în oraș mașina asta de-a lungul vieții, în ciuda faptului că n-are foarte mulți kilometri. Însă, tind să cred că totuși s-a mers cu ea în afara orașului. E o mașină mare, e o mașină sigură. Și hai să mergem și la volan, să ne uităm puțin la interior. Avem scaune folosite cu memorii. Iar la interior, cam așa arată. Avem aici lăutare pe care vreau să-i opresc. Avem ceasuri digitale care pot fi schimbate, mă rog, temele pot fi schimbate, 197.434 km. Blocul de lumini, frână de mână electrică, avem navigație, avem imediat cameră marșalier, pe o mașină de genul ăsta eu zic că ai nevoie, start-stop, senzor de parcare, Bluetooth, comenzi pe volan, într-adevăr, nu e mega full, nu e full cu trapă, dar e o mașină cinstită și ulterior, după ce am postat mașina asta pe Instagram, au venit și alți clienți interesați să cumpere o mașină de genul ăsta, nu am mai găsit. Bine, poate n-am găsit în bugetele lor sau... Ideea este că nicio mașină nu seamănă cu alta, adică dacă, de exemplu, mașina asta o găsești la 13-14.000, nu înseamnă că toate trebuie să fie la 13-14.000. Mașina asta a fost luată de pe adesa la buy now, a fost conform cerințelor clientului, i-am dat buy now și asta a fost tot. Adică am dus-o la detailing, urmează zilele următoare să merg la RAR și ulterior o să fie și livrată către clientul final. Așadar, astea sunt o parte din mașinile ce au ajuns în perioada asta. Dacă se interesează să vă aduc o mașină la comandă, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, să știți că am foarte multe mesaje. Insistați dacă nu vă răspund după o zi, două, pentru că încerc să prioritizez oarecum și să mă ocup de clienții care au deja o mașină în țară, cum e și normal. Dar încerc și fac tot posibilul să răspund la cât mai multe mesaje, nu știu dacă apuc la toate, pentru că, după cum bine vedeți, m-am dus, am luat mașina de la detailing, o duc în altă parte, mă duc la RAR, mă duc la numere, mă duc la fiscale peste tot și astea te plafonează la un moment dat. Așadar, ăsta este episodul, iar ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!